Dacă vă întrebați de ce nu am mai postat în ultima vreme, ei bine, nu ne lăsăm de YouTube, dar au fost mai multe probleme cu mașinile și ne-am chinuit la Zafira de 5 ori, am dat cutia jos pentru semeringul ăla nenorocit de la Vibrochen. Deci nu vă luați Opel pentru că semering Vibrochen, așa mai departe. Cu Civicul de la Galați încă nu am rezolvat pentru că sunt o grămadă de probleme de natură electrică și așa mai departe, care ne-au împiedicat să facem softul final până acum, dar sperăm să fie finalizat în curând totul. Între timp, mai lucrăm la actele pentru garaj și am mai fost destul de ocupați și cu chestiunea asta. Golful însă nu s-a vândut, deci dacă puteți să dați share la un prieten de-al vostru care vrea un diesel economic și rapid, poate reușim să-l vindem până când sunt gata actele, astfel încât să avem bănuții pentru a face garajul așa cum am spus. Și astăzi avem pentru voi un cadou special, un cod de reducere de 17%, deci aproape 20% reducere la Max Speeding Roads, de unde puteți să vă luați biele, turbine, suspensii și așa mai departe, o grămadă de piese pentru mașini. Noi, după cum știți, avem biele forjate în motorul de pe Zafira. Salutare mașiniști! După cam 8 luni de zile de când ne-am apucat de Zafira, am ajuns în sfârșit la destinația finală, adică la prietenii de la Complete Chip, unde urmează să facem softul pentru care ne chinuim de atâta timp. Mașina, în mod normal, trebuia să aibă softul de astăzi pe motor stock, dar a început să aibă o bătaie ușoară de la o lipsă de presiune de ulei, la scurt timp după ce am făcut modificările mecanice. Acum trebuie să facem softul final cu biele de la Max Speeding Roads, de la frații noștri, cu turbină de la Turbo ETP Galați și cu piesele de modificări de la DM Auto. Le mulțumim foarte mult prietenilor de la DM Auto pentru piese. Ultimele update-uri pe care nu știu cât de bine le-ați văzut sau cât de mult s-au conștientizat în clipul de astăzi și în clipurile anterioare. Pompă de benzină Walbro de 255, injectoare de leh și debitmetru de leh. Astea au fost ultimele chestii montate. Nu uitați, când aveți nevoie de piese auto, prietenii de la dmauto.ro au prețuri foarte bune la piese și livrare gratuită, deci în momentul în care căutați o piesă pentru mașina voastră, dați-le și lor o șansă și intrați la ei pe site. Dar nu face presiune, presiunea e foarte slabă. Face 1-1 over 2 cu 0.7, cu tavă. La 0.7, 260 de cai. Da. Sărăc. Și acum, deci scoțându-i ăsta... A, face presiune cât poate, ale tale. Fast and Furious. Păi da, dar dacă... A, dar noi avem prin... Iau piciorul din gaz. Ia piciorul, iau piciorul din gaz, dacă nu l-a sfatut. Dacă a făcut peste 1.5, iau piciorul din gaz. Dar să o văd că face presiune. Bani furtuna, rog. Lipsă boost. Iar diverter valve nu știu cum îl poți verifica. De fapt, cred că știu cum îl poți verifica.
din am recondiționat, din am fără altă aici și n-am făcut de la zero. Ca la avut când eram în copil, a avut... A avut vreo 3 litri. Și ce motor are? 2 litri benzină, 16 W. E ultimul lot de W120, 136. Da, ăsta e seria 1, că știți. Da, zici că e... A, ci că e... Aia, seria 1. Sandero la Sandero la 09 TC. Asta e un povar. E un caz abandonat. Asta ce știa să facă? Era la pistoane. Nu, poate, tu am făcut pistoane, cu aia am făcut din nou motor și... Na, o presă pentru că ciula s-a reparat în două la trăbunură și nu am făcut și mai mare. Pas. Ce mi-e planată sau de ce nu? Nu, nu, ce tu spate. Asta e capetul 1, dar... Am auzit povesti. Asta a fost. E foarte ok. E un spam. Uite, cum o dată să la mai bun. Un 4 turbo, 8 valve. A, nu băgat mulți bani, ne-a avut... Câți voxe? 200 ești? Măi, făcuse și 280 de cai la un dat. Ultima dată făcea pe turbina, am avut un GT2554. Făcea 255 de cai, dar nu încarcă, nu încarcă, face putere, pentru că probabil ceva pe la supapă, pe la na, are compresie. 2, 3, 5 bar, motorul e făcut la 0. Și nu e de segmenți, problema. Și nu mai am, numai garnitura de chiloase vreo 300 de euro și n-am. E raritate. Nu, el e turbo de fabrică, dar face numai Atela face garnitura de metal de el și e 1000 de lei. 1000 și ceva. Ăsta e cadetul meu. Ăsta a fost al lui Dani, de la București. Da. Cu Staxul. Și eu am avut actele de la vechiul cadet Uga, legenda. Actele care au fost pe numele meu, cu motor LED de fabrică, adică LED, cu motor LED, el are motor omologat. Are C20W în... Yes. E în acte. Da. 3.000 de kilometri de făcut așa. Și câți cai asta? 300, 5, 310. Am testat-o astea iar, mi-a scris un film, am pus-o după 2 ani, am pornit-o bine. Ar trebui să simulez teoretic, dar... Am la bord. Și cum să o pui așa într-o zi, băi, vreau să merg cu asta? Da, nu are nimeni tip să mai... Niciuna mai are ITP, niciuna mai are... Că asta i-am făcut ITP-ul în 2019 pe bune. M-am dus la ITP pe bune. Stelea cu motorul... Are motorul în față, cutia în spate, știi? Aha. Invers, motorul în spate, cutia în spate. Ai direct cu ăștia de la Renault. E 100% funcțional. Asta e singura din toate care își pornește. Deci, care să nu au baterii. Asta porne, o pornim. Când se încălzește motorul, dacă închid capota, mai tare zgomul fac curelele decât motorul în sine. Și aici, reminiscențe din copilărie, The Fast and the Furious. Na, nu mai am și o motocicletă, da? Nu, n-am mai avut când să că asta am zis că iau și o vopsesc, dar eu s-a atât de supărat pe vopsitorii ăștia de la noi din Iași, încât am zis, știi ce? Ia lasă fix așa. Că sunt bată jocul unul din... E 46? Da. Și de ce n-ai făcut nimic? Aspirat. Ha? De ce n-ai făcut nimic niciodată pe aia? Da, n-am avut anul de chef. Nu mai nici timp nu este. Am mers, cu asta m-am dat o vară, dar trebuie să veni să crezi, îi merge și aerul condiționat. Și a fost făcut de un puș de ăsta, ceva, din Germania, care are short shift, are plasma, wireless, câte acolo e. A făcut-o pe film. Nu, da, vreau să ia. Da, chiar. Da, chiar la culoare, așa îi merge de să îmi place mașina. Mai ales că... Dar trebuie niște jante mai din era ei, să zic așa. Băi, da, Antares-ul ăsta a fost, am zis eu, că e la granița... OEM-ului cu... Exact. Eu am crezut că sunt alea de hală. Nu, alea le-am pus așa, nu. Alea sunt mai de fum astăzi. Vereceu a zis, da, a zis, domnule, stai bine, trebuie să ai 4 metri și ea are 380 lei și am ce-o făcut barele astea. Aha, da. Uite, are da, bă, care... plăcuța de constructor. Hai să vezi că nu funcționează fără bagajul din noi, e incredibil. E franțuzești. Nu, are o problemă cu... Parcă l-am auzit, nu? Da.
pe plăcuța de... Aoleu, am uitat de ceva asta. Bagă cap, uite aici. IFWRC. Da. Implementare, nu mai știu cum, a servit bază de omologare, au făcut 4.000 de ei, la anii ei era interiorul unia de ERC, dar restul avea la 99, senzor de ploaie, climă, ABS, 2 litri aspirat, benzină, era ceva de cap. Era top. S-a petrecut 3 zile. A, și e numărul 896. Da, din 4 ani. Miște. El are, sigla e pusă pe stâlp, dar stâlpii sunt colat și nu mai avut. Este un autocolant original, buburuzat, care trebuie... Lipit aici, între... De aici până aici, și aici trebuie și n-am pus pe geamul, că n-am mai... Așa vine cu oglinzi de îngrijă, jantele nu sunt al ei. Da, de film. Pentru că... Bine, trebuie să mergi că acolo lovești bările alea. Știu. Ei nu mai sunt. Nu mai. Noi am luat-o, s-a dus chiar, adică chiar Adelin s-a dus în Bulgaria, așa a dus, o avem pe roțile ei, doar ea a dus. Eu n-am pus, bă, până și plafoniera era ruptă, era rupt suportul de la bete, bă, ce vă fac cu mână? Atât rămâdit, nimic nu poți face, uite aici. Înțelegi? Și vreau, mă plângeam la OPC. Da. Dar văd că e fiabil, merge. Mi-a luat o săptămână, văd 3 zile, cred că am stat călare pe soft, management magnetic mare. Zero documentație, zero experiență, zero. Se fac pops and bangs. Băi, dă-o, dracu, și nu se poate scrie pe mufă, trebuie dezlipite promul la fiecare de aia. După vreo 9 dezlipiri s-au rupt piciorul și azi trebuie să schimb memoria. Memoria de la capăt. A, și mi-a pus un băiat aici, aia și mi-a pus cu seara. Mm-hmm. A fost lupe. Mișto. Yeah. Pasaj e let me sing you the song of my peluț. Ți-ai făcut vreo impresie, crezi? Newton te-a zice că apărăm 400. Eu ușor cu Antea, de fapt, eu ușor cu Antea. Vrei cu Antea? Da. Stai, ca o mașină în spate. Dă-o drept cu care o... Păi să nu se vadă. La 30, de Antea, la 30. Hai să pleci și... Carmele, e ușor că e o pasă. A fost mult cuplu, nu a reușit a doua, cred, să-mi sincronizeze alea. Ce, acum, până la cât se durează? 7.000. A rămas cu tia normal. Hai să mergem. Vă rugăm să nu fiți dezamăgiți așa ușor de munca noastră, este ceva ce nu puteam să evităm și anume am descoperit astăzi după ce am pus o cameră sub capotă și am filmat că actuatorul nostru de la turbină, atunci când noi îi cerem mai multă presiune, el pur și simplu se deschide datorită faptului că este un actuator destul de vechi, totuși a făcut majoratul, mașina este din 2002, deci n-avem ce să facem și actuatorul nostru deschide chiar și cu furtunul scos din el, adică când el ar trebui să stea închis și să ne facă presiune până la cer în teorie, nu face chestiunea asta. Din păcate, până nu faci soft unei mașini, nu poți să testezi componentele la limita lor și se pare că noi am găsit limita unui actuator care are 19 ani, din păcate. Urmează să testăm cu un alt actuator și apoi să vedem adevăratul potențial și al motorului și al turbinei și așa mai departe. Motorul însă este departe de potențialul lui. Un motor, cum am lucrat noi în teorie, n-are probleme peste 400 de cai. Însă cu turbina asta, având în vedere că e făcută înainte să facem motorul, vrem măcar să atingem în jur de 300 de cai, dar fără presiune și fără un actuator sănătos nu se poate chestiunea asta. Urmează să revenim cu un alt actuator după ce facem niște teste și să vedem ce poate mașina, o să ne întoarcem cu ea la dyno. Mulțumim foarte mult prietenilor de la DM Auto, de la Turbo ETP Galați și de la Complete Chip pentru amabilitatea de care au dat dovadă pe parcursul acestui mic proiectel, să zicem așa. Urmează să revenim cu rezultate mai bune, însă pentru chestiunea asta trebuie să
Mai depășim un mic hop ăsta cu actuatorul, de care din păcate nu ne-am putut feri. În rest, mașina nu a avut absolut niciun fel de problemă mecanică din ceea ce am lucrat noi, ba chiar a fost lăudată de Dragoș de la Complete Chip pentru că a făcut 260 de cai undeva pe 0,8 bari, adică totuși o presiune destul de micuță. În legătură cu puterea stock cu care ne-am prezentat la dyno, mașina a avut nu știm de ce 154 de cai și Dragoș ne-a explicat că ar fi existat un update de soft din reprezentanță cu care veneau mașinile astea, care nu se știe de ce, dar să zicem așa, punea bețe în roate creșterilor de putere și am mai întâlnit situația în care cu softul cu care era pe mașina noastră, mașina nu făcea putere orice ar fi făcut și după ce a schimbat harta de bază, versiunea de soft de bază în care el băga datele de modificare în care el se apuca să modifice, după ce a schimbat asta, mașina a făcut putere și la fel a fost și la noi. Harta de bază de fabrică se pare că nu este foarte bună. Oricum, să spunem așa, de la un fost pasionat de Opel, el nu a avut cuvinte de laudă pentru electronica de Opel. Din păcate și pe noi ne-a dezamăgit chestiunea asta, dar este totuși, sunt totuși cuvintele unui om care a trecut prin marca asta și prin ceea ce înseamnă performanță din Opel acum mai mult timp și este măsură să spună lucrurile astea. Deci, după cum am zis, suntem pe drumul cel bun, dar ne-am împiedicat un pic, să zic așa, însă urmează rezultate mai bune.